Vremea trece printr-un proces de răcire accentuată, iar precipitațiile se vor transforma în unele zone în ninsori. Și la Giurgiu, vremea schimbă foaia marți. Cerul se va acoperi de nori și va continua să se răcească. Peste zi, termometrele nu vor înregistra mai mult de 4 grade Celsius. Din când în când vor cădea precipitații, la început sub formă de ploaie și lapoviță, iar spre seară și noaptea va ninge slab, când și vântul va fi mai sprinten. Marți, la Bolintin, Vale și Hotarele se vor înregistra 3 grade Celsius, în timp ce la Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Comana și Giurgiu, termometrele nu vor arăta mai mult de 4 grade Celsius. Vântul va bate cu o viteză medie de 22 de km pe oră. Presiunea atmosferică va fi în jur de 754 mm colan de mercur, iar umiditatea 85%. Apele Dunării sunt în scădere cu 2-8 cm, cota probabilă 187 cm.